Închinarea noastră trebuie să fie eliberată de orice influență, prezență a firii pământești. De aceea spunea Apostolul Pavel în Roman 12 cu Vândem, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Când oamenii au adus în închinare modelele lumii, chipul lumii, comerțul lumii, spiritul lumii, au contaminat închinarea și jertfele. La casa lui Dumnezeu. Iată de ce întotdeauna dorința noastră și mesajele din seara aceasta s-au potrivit, vorbind despre lepădarea de sine, lepădarea de ceea ce este firesc, lumesc, păcătos, stricat. De tot ceea ce înseamnă o motivație falsă a închinării noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să aducem o închinare în duc și în adevăr. Sunt uimit de. Încercarea de a întoarce Biserica înapoi în ritualuri. Nu vreau să descalific, dar probabil că am să o fac. Ceea ce s-a întâmplat în istoria Bisericii, în jurul anilor 300, a fost o întoarcere către ritual. Închinarea oamenilor a fost din nou transformată în ritualuri. Am fost în mari catedrale ale lumii imense, frumoase ca arhitecturale. Ca să fie iertat, trebuie să dai ceva. Măcar s-a prins o luminare. Și toate costă. N-am niciun fel de problemă cu întreținerea acestor locașuri. N-am niciun fel de problemă cu oamenii care contribuie pentru întreținerea acestor capodopere. fie reparate, să fie întreținute. Dar în momentul în care legăm mântuirea oamenilor, în momentul în care legăm calificarea lor ca închinători, în momentul în care legăm relația lor cu Dumnezeu, de toate aceste manevre, negustorii, șmecherii. Vrei binecuvântările lui Dumnezeu? Îți trimit o cârpă, îți trimit o piatră, îți trimit o apă, îți trimit un ulei, îți trimit ceva în schimbul unei donații și vei fi mai binecuvântat. În momentul în care combinăm aceste lucruri, închinarea este falsă, închinarea este compromisă. Iată de ce îi respect ca oameni, ca instituții, dar nu pot să nu spun că bisericile tradiționale au reintrodus ritualurile în închinare, s-au compromis și au devenit instituții moarte în catedrale reci. Lipsite de adevăr, lipsite de închinare. De aceea a fost nevoie de un protest și o reformă. Și acum sper din toată inima mea că atunci când va veni Domnul Isus Hristos, să nu trebuiască să facă o asemenea reformă în Biserica pe care noi o considerăm reformată, protestantă, neoprotestantă. Dar dacă va găsi aceeași stare ca la Templul din Ierusalim, va fi necesară o reformă. Vă rog să vă ridicați în picioare și aș vrea să încheiem seara aceasta cu cuvintele Domnului Isus Hristos din Matei 24. Dacă din punct de vedere spiritual suntem la fel ca oamenii de acum 2000 de ani, și templele sufletelor noastre sunt corupte, contaminate de firea pământească, de păcat, de răutate, de lucrurile lumii, de tipul veacului, care este pe de-o parte invizibil și se petrece la nivel spiritual în interior, pe de altă parte vizibil. Ascultați care este. Perspectiva iarăși sumbră și tot a Domnului Isus Hristos. Auzi ce spune în versetul 10 din Matei 24. Atunci, câți vor cădea fraților? Când vine testul adevăraților închinători. Mulți. Dacă în seara aceasta peste ce sanctuar cineva ar rosti cuvântul mulți, ce ar însemna asta? O trăime, jumătate, trei sferturi, mulți înseamnă mulți. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții. Există ceva mai rău în perspectiva vremurilor noastre decât să vinzi un bou sau un porumbel. Vine vremea când oamenii se vor vinde unii pe alții. Și se vor urâi unii pe alții. Și acum ascultați versetul 12. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Mă rog din toată inima ca toți care suntem în această biserică, în aceste momente, să nu ne încadrăm între cei mulți și între cei mai mulți ci să rămânem în turma mică și credincioasă a Domnului Iisus Hristos. Să rămânem în categoria închinătorilor care se închină în Duh și în adevăr, care s-au lepădat de ei înșiși de firea lor pământească și îl slujesc pe Domnul cu scumpătate. Pentru că procentajele acestea sunt sumbre și aici nu se mai referă nici la catolici, nici la ortodoxi, nici la evrei nici la reformați, nici la protestanți. Se referă la biserica pe care noi o considerăm a Domnului Isus Hristos și care în vremurile acestea trăiește o apostazie, atât la nivel de închinare, cât și la nivel de trăire. Doamne, ajută-ne să ne păcăim sincer, să facem noi curățenie în templele noastre, ca să nu ajungă să vină Dumnezeu că uneori vine și cu biciu. Ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să producă o curățenie totală în sufletele, în inimile noastre, în bisericile noastre, pentru ca să-L întâmpinăm ca adevărați închinători, în Duh și în adevăr.